conformitate cu dispozițiile articolului 39 alineatul 1 din legea 215/2001, s-a convocat pentru astăzi, 22 noiembrie 2018, în ședința ordinară Consiliului Local, convocat prin dispoziția numărul 4 din 15/11/2018. Nici eu nu deci posibil local, nu s-a spus ședința este statutară. Având în vedere prevederea articolului 42 din legea 215, supun spre aprobare cu procesul chiar la ședința anterioară. 5 pentru, împotriva, abțineri. Deci procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de voturi. Așa. La ședință, după cum o să ne obișnuim de acolo, o să invita domnul de la FSCB și doamna Gheirasimescu-Luvinița, care are de prezentat un raport. Acum vreau să faceți propuneri pentru alegerea președintelui ședinței. Domnul Leondenești. Eu propun domnul Rusu. Mai sunt alte propuneri? Nu. Supun spre la vot. Dacă cine este pentru ca domnul Rusu Alexandru să facă prezideze ședinței. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce bine lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire la ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, autorizarea și executarea proiectelor de investiții, modernizare, de drumul comunal 178 Leondenești, de la kilometru 0 până la 010 la Casa Parohială din Leondenești. Inițiator, domnul primar, Victor Diaconu, aviz Comisiei de Reunite. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului, dotarea cu utilaje și echipamente a serviciului voluntar pentru situații de urgență în comuna Ardeoani, județul Bacău. Inițiator, domnul primar Victor Diaconu, aviz Comisiei de Reunite. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei statului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, județul Bacău, pentru anul 2018-2019. Inițiator, domnul primar Victor Diaconu. Aviz Comisiei Reunite. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 și 2 la hotărârea numărul 40 din 31 iulie 2017 și restabilirea salariilor de bază și coeficiența ai funcțiilor publice de conducerea a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Inițiator, domnul primar Victor Diaconu. Aviz Comisiei Reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus pe ordine de zi. Nu. Supun la vot proiectul de ordine de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Unanimitate de voturi a fost aprobată. Te abținți? Nu. După ce terminați, ar putea să mă învoiți că am o problemă. Ah, dacă îmi spuneați mai înainte, puneam problema, nici o problemă. Nu mai puțin ca să trecem, da? Așa, dacă se abține cineva. Unanimitate de voturi a fost aprobată ordine de zi. Deci, până a intra în ordine de zi, deci noi știm care sunt problemele, că comisiile am făcut și ședințe și așa mai departe. Vă rog, dacă se poate, să aprobăm domnul Cosmin Moise. Cosmin Moise, deci toate problemele. Noi am mai discutat și ieri, nu? Da. S-a discutat în comisie. Da, și sunt de acord cu toate problemele. Cu toate problemele care sunt, că nu sunt probleme deosebite. Deci, sunteți de acord ca să și proiectul? Da. Poftiți. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, autorizarea și executarea lucrărilor de investiție și modernizare drum comunal 178 de Leondenești, la kilometru 0 la 010 km, până la Casa Parohială, Comuna Ardeoani, județul Bacău. Aviz Comisiei Leondenești. Doamna Anicăi Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, prezidită avizul Comisiilor Leondenești. Vă rog, doamna. Avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dau cuvântul doamnei Gheirasimescu-Luvinița pentru a prezenta raportul de specialitate. Vă rog. Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, autorizării și executării lucrărilor de modernizare de DC-178 din Leondenești de la kilometru 0,010 până la Casa Parohială, Comuna Ardeoani, județul Bacău. În temeiul prevederilor articolului 45 aliniat 2 literae din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificări și completările ulterioare, care stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale organizarea și dezvoltarea urbanistică a localității, a amenajării teritoriului, dezvoltarea economică, socială și de mediu, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare confirmării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană, în domeniul protecției mediului, a gospodăriei apelor și serviciilor furnizate cetățenilor, iar la articolul 36, alinia 4, litera D, se prevede ca în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Local va aproba la propunerea primarului documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de intervenții de interes local în condițiile lege. Față de cele prezentate mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Ardeoani a indicatorilor tehnico-economici, a autorizării și executării lucrărilor de modernizare de C178 Leondenești, de la kilometrul 0 la 010 până la Casa Parohială, până la Ardeoani, județul Bacău. Valoarea investiției inclusiv TVA este de 669,02 lei, din care C plus M, adică construcții plus montaj, inclusiv TVA, 525.609,91 lei. Mulțumesc frumos! Așa, Dina? Da. Vă mulțumim, doamna Gheirasimescu. Dacă doriți cineva să ia cuvântul la acest propunere. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă s-ar ține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 2. Proiectul de hotărâri privind implementarea proiectului de dotare a utilaje și echipamente a serviciului voluntar pentru situații de urgență în comuna Ardeoani, județul Bacău. Domnul Bogdan Macadam, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă. Comisiile reunite avizează favorabil raportul în forma prezentării. Mulțumim frumos. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru prezentarea raportului de specialitate privind aprobarea implementării proiectului dotare cu utilaje și echipamente a serviciului voluntar pentru situații de urgență în comuna Ardeoani, județul Bacău. Având în vedere ghidul solicitantului pentru măsura 5.6 de dezvoltarea comunității locale și deschiderea apelului de depunere a proiectului grupul de acțiune locală 1 Montana, prin intermediul căreia se poate obține finanțarea din ramul stabilă de maxim 52.000 de euro pentru achiziționarea de utilaje și echipamente pentru dotarea serviciilor publice. Obiectivul specific al măsurii 5.6 sunt îmbunătățirea condițiilor de viață a comunității locale. Având în vedere situația actuală a drumurilor circulabile pe teritoriul Comunei Ardeoani, dar și a parcului auto din cadrul Primăriei Ardeoani, este necesar dotarea cu autoutilitară cu benă basculabilă, cu accesorii, răspânditor material antiderapant pentru a rezolva problemele curente de întreținere a drumurilor, atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă. Achiziționarea acestor echipamente sunt necesare primăriei pentru diverse lucrări de întreținere a drumurilor, pentru transportul deșeurilor, transportul de zăpadă, de material antiderapant, de materiale de construcții, îndepărtarea zăpezii și transportul acesteia, combaterea poluării. Față de considerentele sus menționate, înaintăm Consiliul Local al Comunei Ardeoani spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului, dotarea cu utilaje și echipamente a serviciului voluntar pentru situații de urgență în comuna Ardeoani, județul Bacău. După cum bine știți, până acum, fiind în insolvență, Primăria Ardeoani nu a putut depune niciun proiect pe egal. Eu veni și rândul nostru, dar trebuie să ne încadrăm în aia 52.000 de euro. Și ne-am gândit la o autobasculantă și un dispozitiv de împrăștiat, antiderapant. Avem și o rețetă aici, dacă vreți să o vedeți. E o autobasculantă de 7 toni, aici puteți vedea și dumneavoastră caracteristicile și dotările și cele necesare. Asta e, mulțumesc. Asta e, mulțumim, domnule vice. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Eu. Vă rog specific. Deci, chiar a fost imperios necesar. Și, practic, dacă proiectul a fost depus pentru 52.000 de lei, practic, din fonduri de 1.000 așa, sunt de 1.000, nu? Așa. Este chiar necesar, deci am spus, imperios necesar. Mulțumesc, să trecem la următorul punct al ordinii de zi. Supun la vot. Da, se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani. Aveți comisiile reunite, domnul profesor Alexandru. Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil. Dau cuvântul domnului secretar. Dar pentru a prezenta... După cum bine știți, la fiecare an, noi trebuie să aprobăm organigramul statului de funcții pentru anul următor. Și cu această ocazie am căutat să facem niște modificări atât în organigram cât și în statul de funcție. Da. Deci, doar să vă citesc prima frază, după ce vreau să vă explic. Deci sublinea faptul că în organigrama statului de funcție a primăriei Ardeoani, postul de administrator public este funcție de conducere, iar salarizarea este pe măsură. În opinia mea, postul se poate transforma în funcție contractuală de execuție, stabilindu-se o salarizare mai redusă. Dar fiind faptul că încă din mai 2018 o a treia an a ieșit din insolvență. De aceea este necesar să transformăm postul contractual de administrator public și cel de consilier personal al primarului comunei. Funcție contractuală de execuție, cu atribuții pe achiziții publice și urbanism. Dar la următorul punct al ordinii de zi o să vă detaliez mai mult. Deci acum statul de funcții la rubrica unde era primar, viceprimar și administrator public, cu punct la colana funcție de conducere, acum nu mai apare administrator public și apare consilier al primarului. Care este funcție contractuală de execuție. Deci asta este singura modificare care este produsul în organigrama statului de funcție pentru anul 2019. 2018 și 2019. Deci cam atât cu privire la acest punct al ordinii de zi. La următorul o să vă detaliez mai mult. Da. Mulțumim, domnului secretar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Să trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 și 2 la hotărârea numărul 40 din 31.07.2017, care stabilirea salariilor de bază și coeficienții ale funcționarilor publici de conducere și personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Doamna Anicăi Gabriela, președinte de Comisie de Specialitate, prezintă avizul Comisiile Reunite. Comisiile Reunite avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim. Dăm cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate și... După cum vă spuneam la proiectul de hotărâre anterior, acum o să vă fac o detaliere mai pe larg. Deci în momentul în care noi am modificat, în astfel de fapt ați aprobat modificarea postului de administrator public în cel de consilier personal al primarului, automat ca să poată să se regăsească într-o grilă de salarizare conform legii 153 pe 2017, automat în anexa 1 de la hotărârea Consiliului Local 40 din 31/07/2017, în care s-a stabilit cu eficiență și salariul de bază, care la acel moment era salariul minim pe 1.400 lei. Deci acum, eliminând de la poziția 3 din anexa 1, automat trebuia să fac cu altă anexă, pentru că ea consideră persoana fiind o funcție publică, o funcție contractuală de execuție, automat trebuia să meargă la anexa numărul 4 la contractual. Ei, atunci eu am ținut să fac o altă anexă, care este anexa numărul 5, care de fapt să fie suplimentară, și care să regăsească doar această funcție care va fi, de fapt, într-o rubrică al cabinetului de primar. Deci am făcut aici o anexă în care spune așa: funcție contractuală de execuție, valoarea coeficient, cabinet primar. Funcția considerată persoana primară, gradația aia, care este, și nivelul studiilor, și salariul de bază. Deci, la anexa 1, la funcția de administrator public, coeficientul, după cum știți, a fost aprobat de 2,90. 2,90. Ei, acum, transformând într-o funcție contractuală de execuție, am ținut să stabilim un coeficient de 1,50. Cu această ocazie s-a făcut o reducere la coeficient de aproape 50%. Da. Și acum, dacă îmi dați voie, să citesc și temeiul legal. Da. Legea 215/2001 privind administrația publică locală, la articolul 66 alineatul 1, spune: primarii comunilor pot înființa limita numărului maxim de posturi, ne-am cărat limita numărului de posturi, așa, aprobate, un post de consilier al primarului. Deci, legea 215 permite acest lucru. Bine, cred că mai mult topolează aici în articol, dar eu să citesc la cine interesează pe noi. Personalul încadrat pe posturile prevăzute la alineatul 1 este numit și eliberat din funcție de către primar. Deci, acest alineat a fost modificat prin legea 119/2015, care intră în vigoare de la data, de 29 mai 2015. Personalul prevăzut la alineatul 1 își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durata determinată, încheiat în condițiile de lege, pe durata mandatului primar. Deci nu mai mult de data de 2046-2020. Având în vedere necesitatea implementării unor proiecte cu finanțare nerambursabilă la nivelul primăriei, am concluzionat că este necesar transformarea funcției contractuale de conducere, cea de administrator public, în consilier personal al primarului, stabilindu-se prin anexa numărul 5 un coeficient de 1,50, care se va aplica la salariul minim economic, la care se adaugă o gradație corespunzătoare trașei de vechime. Totodată, prin fișa postului, se vor stabili atribuții în domeniul achizițiilor publice, precum și urbanism. Deci, după cum vă explicam, atât cât noi am ieșit din insolvență, este necesar, adică să căutăm, să găsim, adică, cu ocazia, poate la concursul acestui post, poate găsim o persoană care să se trecea decât așa domeniul achizițiilor și urbanism. Și să dea pe bani. Da, pentru că... Da. Deci, regulul în urmă se poate observa, de ce și vă explicam, în anexa 1 la hotărârea 40/31/7, la poziția 3, administratul public, coeficient era de 2,90. Prin transformarea postului cel de consilier personal, propune un coeficient la jumătate, adică 1,50, sens în care salarizarea se va reduce cu aproximativ 50%. Cu această ocazie, stabilindu-se acest coeficient, vreau să vă aduc în discuții și vă reamintesc, care vă dau citire. De asemenea, după cum bine știți, în ședința din iulie 2017 au fost stabiliți coeficienți de ierarhizare a tuturor funcțiilor publice și contractuale din cadrul Ardeoani. Iar pentru funcția publică de conducere, cea de secretar comună, s-a stabilit un ca în momentul ieșirii din insolvență, dacă vă mai aminte, se va stabili un nou coeficient. După cum ați fost informați încă din luna mai 2018, instanța s-a pronunțat cu privire la închiderea procedurii de insolvență, sens în care anexa numărul 2 de la hotărârea Consiliului Local numărul 40/31/7/2017 se modifică coeficientul de la 2,67, care a stabilit atunci, la 2,95, care se va aplica prin salariul minim economic corespunzător trașei de chirie. Având în vedere cele mai sus, precum și respectarea ierarhizării funcțiilor prevăzute în anexele la prezentul proiect, este vorba de modificarea anexei 1, 2 la mine, la secretar, și la cea de cabinet al primarului. Așa, și restabilirea salariilor de bază și coeficienții ale funcționarilor publici de conducere și personal contractual, de execuție de cazul aparent din specialitatea comunală. Și adăugarea anexă numărul 5, cabinet primar, cei care v-au făcut referire. De ceilalți coeficienți au rămas neschimbați pentru celălalt personal. Deci cam asta. Ați terminat? Da. Mulțumim, domnul secretar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, vă rog. Am ascultat materialul prezentat și punctul anterior. Într-adevăr, dacă este eficiență în ceea ce privește achiziția de utilaje sau de, mă rog, face ca postul respectiv să fie benefic pentru Comuna Ardeoani, sunt de acord. Cu toate că am rămas în urmă. Insolvența, și-au spus cuvântul, am rămas în urmă cu multe lucrări, cu multe investiții care se puteau face la nivel local. Așa că sper că cel care va ocupa funcția respectivă să fie o persoană care să avem încredere, să fie o persoană cu capacitate pentru a gestiona proiectele și ceea ce privește în urbanism. Și sunt de acord cu această propunere. În faza a doua cu domnul secretar, dacă într-adevăr, probabil, nu dacă știm, dar trebuie să fie cuprins în hotărârea respectivă. Suntem de acord ca să discutăm exact să se modifice, nu? Coeficientul secretarului Comunei Ardeoani. Asta rămâne de stabilit cum un acord cu consilierii să se pune la vot sau mă rog. Dar coeficientul pentru administratorul pentru consilierul primarul, sper că se convine și salariul. Cred că ați făcut dumneavoastră ați făcut o grilă, ceva în care se spune, domnule, o fost cu atât, dacă faci cu atât, se combine și cel care vine. Asta nu știu dacă se combine. Bineînțeles că dacă nu combine, n-a găsit un bun. Deci și pentru specialitatea pe care o să... Nu? Deci, sunt de acord. Da. Mulțumesc, domnul. Altcineva? Vă rog. Nu mai nimeni? Doresc eu să iau cuvântul. Mi-aduc aminte că acum un an de zile, un an și câteva luni de zile, 4 luni de zile, cred că nu, pe data de 31.07.2017, când tot eu am realizat ședința, v-ați aminte, n-ați fost acolo, domnul, n-ați fost aici, adică. Și mi-aduc aminte că s-a pus problema la domnul secretar cu problema un pic mai micuț decât că n-au fost fonduri. Erau și în insolvență și mi-aduc aminte că s-a stipulat în procesul verbal când vom ieși din insolvență, atunci vom putea să acordăm și câteva procente de completat până acolo la 2,95, parcă nu, domnul secretar. Așa? Parcă aveți 2,67. Da. 2,67 ați avut, da? E vorba acum de 0,27-28 de procente. 0,28 de procente la coeficientul de ierarhizare. Nu am nimic împotrivă. Sunt de acord cu această problemă și mă bucur că domnul secretar a înțeles atunci, poate a fost puțin cam supărat cu mine, dar a venit și timpul când s-au normalizat treburile, adică cu insolvența și așa mai departe, și atunci lucruri am înțeles care sunt treburile, nu am nimic împotrivă. Deci, coeficientul dumneavoastră, eu sunt de acord, ca să fie de 2,95, nu? E bine? Spus sau nu e bine spus? Da? 2,95. La fel și sunt de acord cu ceea ce e transformarea postului de administrator așa, în consilier al primarului, cu achiziții și așa mai departe, toate celelalte probleme. Așa, sunt de acord cu coeficientul de ierarhizare care este de 1,50. Cam atât am avut de spus și acum nu mai știu că și-o curios de când intră în vigoare ceea ce aprobăm noi aici. Nu vă supărați. Da. Bine. Deci, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot. Cine este de acord? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate este aprobat punctul 4 al ordinii de zi. Nemai fiind și alte puncte la ordinii de zi, declar închise ședința. Thank you.